ține minte fapta și cuvântul lui și în câteva cuvinte vreau doar să mă fac atenți. Căci în zilele din urmă, litor plin de batjocuri, joc, batjoc de urmă, și vorbă de plin de ură și lumie, va veni Iisus din cer. Asta e o nebunie, au umplit de mult bătrânii ce spuneau că în curând, ci că va veni o vreme de durere pe pământ. Toate scad și mai de mult, soare, cerul, lună, stele, dar sărmanii pocăiți vor zborul și mai sus de ele. Pase, fleacuri, vorbe goale, lucruri vechi și depășite, nu vedeți voi că viața pasează înainte? Cum puteți crede Scriptura carte de o dată veche, când în viață 20 cărți romane n-au pereche? Să-i lăsăm dar pe aceea ce batjocorește Scriptura și susțin că Dumnezeu este omul și natura, căci bătrânul Petru vrea prin cuvânt să-i științeze pe acei ce-s credincioși ca să nu descurajeze. Stăpânul nostru s-a înălțat la ceruri și lumea spune că ne-am înșelat, dar va veni o zi, o dimineață, când plin de slavă încoronat, el se va întoarce în slavă și mărire și în soție oastea sa în cer va stăpâni popoare, neamă, toate. Și va avea în mână un toiac de fier, îți va veni biserica stăpânul și Dumnezeul tău cel drept și mare n-a dormit, cum spun ascultătorii, ci pe lunga și în marea lui răbdare, el îți așteaptă fiul, fiica și părinții, soția ta sau soțul să te copiască, colegul tău, vecinul și străinul, pe toți vrea stăpânul să plăiască. Și dacă azi așteaptă cu răbdare, să știți că nu va aștepta la nesfârșit. Nu va opri pe vecinia lui cea mare, pentru că lumea nu s-a pocărit. O, nu, ci într-o zi se va scula stăpânul și așa cum vine morțul noaptea să prădeze, va porunci la legiunile de îngeri să se întrace în slavă și să urmeze. Se va topi și soarele și luna și stelele din cer vor cădea, iar strălucirea lor pe totdeauna va fi acoperită de lumina sa. Deci fiindcă toate acestea lucruri mari au să se întâmple, ce fel de oameni se cere să fim noi? O portare sfântă și evlavioasă trăvind și așteptând venirea zilei de apoi. Luați aminte, voi ce stați în așteptare, noi suntem fiul lui Tatăl, suntem frați,